Bună! În clipul de astăzi vreau să vă vorbesc despre câteva produse de machiaj pe care le-am cumpărat, iar apoi, dintr-un motiv sau altul, m-am dus înapoi la magazin și le-am returnat. Din fericire, aici în Statele Unite poți să returnezi cosmetice, chiar dacă le-ai folosit, chiar dacă le-ai desfăcut. Dacă nu-ți plac, dacă nu ți se potrivesc, la majoritatea magazinelor poți să te duci înapoi să le returnezi dacă ai chitanța. Eu sunt genul de persoană care se documentează mult înainte să cumpere un produs de machiaj, mai ales dacă este ceva mai scump. Mă uit la review-uri pe net, pe YouTube, să văd swatch-uri, să văd cum arată pe pielea nu știu cui, să văd cum se comportă pe tenul gras. Și câteodată, chiar dacă îmi fac eu temele și încerc eu să aflu cât mai mult pot despre un produs, se întâmplă să nu mi se potrivească produsul respectiv. Primul lucru pe care l-am returnat a fost și prima mea achiziție high-end, să spun așa. A fost prima dată când mi-am cumpărat o paletă de farduri high-end și este vorba despre paleta Naked de la Urban Decay. Prima lor paletă Naked. A fost nebunie pe YouTube când a apărut paleta aia, nici nu mai știu cât timp a fost. A fost acum 7-8 ani, poate chiar mai mult, când a apărut paleta aia și când a apărut, toată lumea pe YouTube o folosea, toată lumea vorbea despre ea, era ceva nou apărut pe piață atunci, nu era un lucru pe care îl găseai oriunde, peste tot, la orice magazin. Părea să fie, să aibă culori care mi se potrivesc, pe care le port eu de obicei, nuanțe de auriu, nuanțe calde. Și au trecut câțiva ani, nu am cumpărat-o imediat atunci când am văzut că era vulvă pe internet cu paleta aia. Au trecut câțiva ani pentru că eu mă tot gândeam la paleta aia, zic, dacă dau 50 și ceva de dolari pe o paletă, vreau să fiu sigură că este ceea ce-mi doresc. Și după câțiva ani mi-am luat imaniți, m-am dus la Sephora și mi-am cumpărat paleta Naked de la Urban Decay. Ajung acasă, mă uit la ea, zic, superbă, frumoasă. Și au trecut o săptămână, trec două și mi-am dat seama că nu o foloseam. Foloseam doar două farduri din paleta aia, unul auriu și încă unul mai deschis la culoare. În rest, celelalte culori nu-mi plăceau cum arătau pe ochii mei. Erau foarte multe nuanțe cu SIDEF în paleta respectivă. Eu prefer să am mai multe nuanțe mate și doar pe pleoapă să folosesc nuanțe SIDEFate. Și am zis, n-are rost să stau cu paleta asta în casă, să folosesc doar două farduri din ea, pentru că aveam așa regrete, zic, am dat toate bani pe paleta asta și nici nu o folosesc. Și din fericire încă aveam chitanța și încă eram în termen și m-am dus la Sephora și am returnat-o, am zis, asta e. Și nu mi-a părut rău, nici nu mi-a mai stat gândul la ea, pentru că am avut-o, am văzut că nu era ceea ce mă așteptam, eu nu era, nu știu, cred că aveam așteptările prea mari, pentru că am văzut pe toată lumea, vorbea despre paleta aia și eu nu știu ce mă așteptam să fie, dar n-a fost ceea ce-mi doream, așa că am returnat-o. Al doilea produs pe care l-am returnat a fost un fard de obraz de la NARS, era nuanța Gaiety, era un roz așa foarte intens, un roz bonbon, foarte asemănător cu unghiile mele, puțin mai închis, nu chiar așa, dar era așa un roz foarte țipător. Am testat produsul respectiv în magazin înainte să-l cumpăr și eram convinsă că mi-l doresc, pentru că l-am testat de mai multe ori în magazin înainte să-l cumpăr, pentru că tot treceam pe lângă el, mă uitam la el, vedeam cât e de frumos, dar ziceam, n-am nevoie de un blush, costă 30 de dolari un far de obraz de la NARS, nu sunt ieftine. Și la un moment dat am zis, gata, îmi iau imandit și îmi cumpăr fardul ăla de obraz. Și de ce l-am returnat? L-am returnat pentru că fardul de obraz pe care l-am cumpărat eu, nuanța Gaiety, nu arăta la fel ca cel care era în display, la testere. Cred că avea un tester mai vechi acolo în display, pentru că nuanța pe care o aveau eu dispusă acolo era mult mai deschisă la culoare față de nuanța pe care am cumpărat-o. Era un roz mai deschis, ceva puțin mai purtabil. Și eu credeam că aia e nuanța, nu? Și când ajung acasă cu fardul de obraz respectiv și îl deschid și văd că era un roz mai închis, așa, foarte strident, zic, cred că nu mi-au dat produsul care trebuie și m-am uitat pe pachet, zicea Gaiety și pe produsul în sine, zicea că este nuanța Gaiety și mi-am zis, cum se poate așa ceva? Și pe aia când m-am dus din nou la magazin, am frecat mai mult în fardul ăla de obraz și am văzut că era doar stratul de la suprafață care se făcuse foarte deschis la culoare, dar de desubt tot era mai închis la culoare și nu era nuanța pe care mi-o doream, nu era nuanța pe care o purteam. Așa că m-am dus și am returnat fardul respectiv. Și tot de la NARS am returnat și anticearcănul acela faimos, Creamy Concealer, parcă se cheamă. Și pe acela la fel mi l-am dorit mult timp, că la un moment dat toată lumea vorbea de acel corector pe YouTube. L-am cumpărat, dar l-am cumpărat într-o nuanță foarte deschisă.
Atunci, în magazin, când le testam pe mână, părea să fie o nuanță care mi s-ar potrivi. Dar când am ajuns acasă și l-am pus sub ochi, zice că e alb. Aproape arăta, aveam așa, zona de sub ochi era mult prea deschisă, nu arăta bine. Și am zis, nu, nu o să-l păstrez, că nu merita. Mi se părea că nuanța cea mai deschisă avea subton galben și părea că mi s-ar potrivi. Iar nuanța următoare avea un subton așa roz. Eu n-am subton roz și de asta n-am vrut să-mi iau nuanța următoare, pentru că mi se părea că e prea roz și că sigur nu mi s-ar fi potrivit nici aia. Între timp au mai scos nuanțe noi de când am testat eu cel anticearcăn, dar na, nuanța n-a fost potrivită și n-am putut să-l testez mai mult ca să văd cum este, cât de bun este, cum arată sub ochi. L-am purtat o singură zi și n-am putut să trec peste faptul că era mult prea deschis. De asta l-am returnat. Cred că majoritatea produselor despre care vă voi vorbi astăzi sunt produse care sunt foarte lăudate pe YouTube sau au fost foarte lăudate pe YouTube la un moment dat. Și de asta mi l-am cumpărat și eu. Alt anticearcăn pe care l-am cumpărat și l-am returnat este de la It Cosmetics, Bye Bye Under Eye. Dacă o urmăriți pe Lustrelux sau ați auzit de ea, ăla era anticearcănul ei preferat, îl tot folosea la un moment dat și părea să fie super. Plus că pe anticearcăn spune că are ingrediente care ajută cu anti-îmbătrânire, că nu se strânge, că este rezistent la apă, că are acoperire super mare. Din descriere părea să fie anticearcănul ideal. Cine nu vrea acoperire mare, un anticearcăn care să nu se strângă, să arate bine, să aibă și efecte de anti-îmbătrânire. Și mi-am cumpărat eu anticearcănul în nuanța light. Mi se pare că au 5 nuanțe, nu știu, poate au mai multe nuanțe acum. Dar în momentul respectiv, când l-am cumpărat eu, avea o nuanță light, medium și încă vreo două mai închise. Și mi-am cumpărat nuanța light, că medium era prea închis pentru mine. Și la fel, ajung acasă și ce să vezi? Un anticearcăn de la super deschis la culoare, care nu mergea deloc. Era și roz, era și super deschis la culoare. Și nu-mi plăcea că rămânea așa lipicios și chiar dacă îl fixam cu pudră, mie tot mi se strângea aici sub ochi. Și am zis, îl duc și pe să-l înapoi. Nu o să-l țin pentru că nu-l folosesc. În schimb, după ce am returnat anticearcănul ăla, l-am mai cumpărat odată în varianta mini, pentru că l-au și în varianta travel size, doar în nuanța mediu. Și l-am cumpărat în nuanța medium și l-am folosit pe mama, în clipul în care o machiam pe mama. Dacă ați văzut clipul ăla, știți despre ce vorbesc. Am machiat-o pe mama cu acel anticearcăn de câteva ori și pe piele ei arăta super. La ea chiar nu se strângea sub ochi, nici nu-l fixam cu pudră la ea. Pe ea se potrivea super. Nuanța medium mergea bine pentru ea, dar nu pentru mine. Dacă mă urmăriți de ceva timp, probabil știți deja că eu am o slăbiciune pentru firma MAC. Am o slăbiciune pentru ei, tot timpul cumpăr produse MAC, pentru că, nu știu, este o firmă care mi-e place, au produse bune de cele mai multe ori, dar am returnat și câteva produse MAC. Iar primul produs pe care l-am returnat la ei a fost un fond de ten, fondul de ten Pro Longwear. Țin minte că l-am returnat pentru că în perioada respectivă eu foloseam Double Wear de la Estée Lauder, fondul de ten, care are acoperire mare, are un aspect mat, rezistă pe față toată ziua. Și când mi-am cumpărat Pro Longwear, mi s-a părut că nu avea acoperirea la fel de mare, dar că totuși avea aspectul asemănător pe ten ca cel de la Double Wear. Și mă gândeam, zic, de ce să păstrez fondul ăsta de ten când îmi place Double Wear mai mult? Nu, în mintea mea preferam să mă returnez pe ăla și să-mi cumpăr Double Wear, lucru pe care l-am și făcut. În perioada respectivă îmi doream o acoperire mai mare, un aspect mai mat. Pro Longwear mi se pare că arată un pic mai natural decât Double Wear pe ten, dar am zis, n-are rost să-l păstrez. Nu m-am îndrăgostit de el. Nu prea am avut eu noroc cu fondurile de ten de la MAC. Nu mi se pare că fac fonduri de ten care se dea pe spate. Fondul de ten Face and Body îmi place, dar ăla este așa foarte lucios, foarte acoperire foarte mică. Nu este un fond de ten pe care eu îl port zilnic. Bine, nici n-am încercat toate fondurile lor de ten. Au unele pe care nu le-am încercat. Am mai și scos câteva de când n-am mai cumpărat eu fonduri de ten de la ei. Dar așa, în mare, fondurile ten de la MAC nu mă tentează. De obicei, nu cumpăr de la ei fonduri de ten. Tot la MAC am mai returnat un iluminator sub formă de cremă. Este de cream color base și nu mai țin minte exact nuanța pe care mi-o cumpărasem. Mi-l cumpărasem pentru că în magazin, când mă machiase fata de acolo,
Mi-a aplicat iluminatorul așa cu degetul și arăta atât de frumos. Era așa foarte natural, dar arăta superb acel iluminator și am zis, gata, mi-l cumpăr. L-am cumpărat și când am ajuns eu acasă și încercam eu să mi-l pun, zic, de ce nu arată la fel pe fața mea? Nu arăta la fel cum mi-l aplicase ea. Nu știu dacă era atunci și din cauza luminii din magazin, care îl făcea să pară mai nu știu cum, dar eu acasă nu puteam să-l fac să arate bine. Plus că eu nu prea folosesc produse cremă, nu știu ce... De ce am vrut eu atunci să mi-l cumpăr. Și am mai dus înapoi la MAC încă un ruj, un ruj lichid pe care l-ați văzut în clipul cu ce am primit de ziua mea. Atunci mi-l cumpărasem și mi se pare super tare că unele dintre voi aveți memoria atât de bună că atunci când am făcut clipul cu colecția mea de rujuri MAC, nu am arătat rujul ăla și multe dintre voi m-ați întrebat ce s-a întâmplat cu rujul ăla, că mai aveam unul. L-am returnat pentru că era... Se aplica puțin în pete, nu se aplica uniform, trebuia să aplic două straturi și la două straturi nu se simțea bine pe buze. Am zis că nu are rost să-mi bat capul cu rujul ăla, plus că era o culoare pe care nu o purtam des. Era o culoare un roșu așa foarte strident, foarte intens. Dar totuși îmi doream un ruj lichid de la MAC, așa că atunci când m-am dus să returnez rujul acela, nuanța Jade, l-am schimbat pe rujul mauve, nuanța Recollection. Rujurile de la MAC, mie îmi plac foarte mult rujurile lor lichide, dar nuanța aia nu, era, se aplica în pete, nu era, nu arăta chiar bine. Acum ceva timp scoseseră cei de la Sephora niște, un fel de ruj lichid, dar nu era chiar ruj lichid pentru că nu se usca mat pe buze și găsisem eu nuanța atât de frumoasă, era un corai așa piersiciu, o nuanță foarte frumoasă de vară. Am găsit nuanța în magazin, mă duc, vin eu cu ea acasă, mă dau cu rujul respectiv pe buze și cred că în 10 minute aveam ruj pe toată fața. Aveam ruj pe dinți, aveam ruj pe barbă, aveam ruj întins prin colțurile gurii. Nu înțelegeam cum trebuie să port acel ruj, zic, nu este nici un gloss, nu este nici ruj lichid mat și am zis, nu merită să-mi bat capul cu el. Am dus înapoi. Toate produsele de machiaj despre care v-am vorbit până acum le cumpărasem ori de la Sephora, de la Ulta sau de la magazine din astea mai high-end unde vând produse mai de lux și acolo tot timpul au o politică mai bună de când vine vorba de returnat produse, în special cosmetice. Dar am returnat câteva produse cosmetice și la Walmart. Și mă bucur că am putut să le returnez. Nu eram sigură dacă am voie să duc produse desfăcute la ei. Pentru că altfel este cu firmele high-end, pentru că costă mai mulți bani de obicei și de asta au politica asta că poți să le returnezi. Dar la supermarket, nu știu, nu eram sigură dacă se poate sau nu, dar am păstrat chitantele și m-am dus. Am zis, vom vedea, o să aflu dacă se poate bine, dacă nu se poate iarăși bine. Și am doar 3 produse pe care le-am returnat la Walmart. Primul produs pe care l-am returnat la supermarket la Walmart a fost un luciu de buze de la L'Oreal. Era din gama... pe care scria că rezistă 6 ore sau 8 ore, nu știu dacă era infallible, aveau așa ambalajul. O să vă pun o poză aici cu luciul de buze respectiv. Culoarea era frumoasă, dar mamă, n-am mai încercat niciodată un luciu de buze atât de lipicios ca ăla. Era foarte incomod pe buze. Era lipicios, dar nici nu avea un luciu din ăla așa foarte intens cum au de obicei glosurile care sunt lipicioase. Eu suport luciurile de buze lipicioase, chiar am câteva care îmi plac mult pentru că rezistă mult și sunt foarte lucioase, au aspectul așa de buze umede, dar luciul ăla de buze nici nu era așa lucios, era foarte incomod. Costase în jur de $8 acel luciu de buze de la L'Oreal și îmi părea rău că îl cumpărasem. Ce mă fac eu acum cu luciul ăla de buze? Nu pot să fac nimic cu el. Mai bine mă duc să văd dacă pot să-mi recuperez și $8 și din fericire s-a putut. Mi-au zis, da, nu e nicio problemă, luăm înapoi. Și mi-au zis, yes! Nu trebuie să rămân cu un produs pe care nu-l folosesc. Iar ultimele două produse pe care le-am returnat, le-ați văzut în clipul în care mă macheam ca Andrea Balaban. Este vorba de fondul de ten de la Milani, 2-in-1, și de un ruj lichid. Am returnat fondul de ten pentru că, din păcate, nu mi s-a potrivit. Nu se așeza bine deloc pe tenul meu, parcă stătea așa un strat gros la suprafață. Nu arăta bine deloc și l-am încercat de 2 ori, de 3 ori mi se pare că l-am încercat, zic, încerc să-l aplic cu burezel, încerc cu pensula, încerc cu degete, încerc așa și așa și pe dincolo. Nu mi s-a potrivit, chiar nu arăta cakey pe fața mea, se vedea că am fond de ten pe față și
Măcar de-ar fi arătat bine, dar nu m-am înțeles cu el, din păcate. Și am returnat și unul dintre rujurile lichide de la Rimmel London, pe care le cumpărasem atunci. Nu mai țin minte exact cum se numea nuanța respectivă, dar am zis, nu o să pun niciodată nuanța asta. Și m-am dus și l-am dus înapoi. Am dus înapoi și rujul și fondul de ten. La fel, mi l-a luat înapoi fără nicio problemă, fără nicio, doar m-am întrebat dacă au fost folosite sau nu, ca să știe dacă le pun înapoi pe raft sau unde trebuie. Și am zis că da, le-am folosit, nu mi s-au potrivit din păcate și asta e. Cam acestea ar fi produsele de machiaj pe care le-am returnat eu până acum. Sunt tare curioasă dacă s-ar putea returna cosmeticele în România. Ce produse ați duce voi înapoi? Pe ce produse ați vrea să vă primiți banii înapoi? Sunt tare curioasă și abia aștept să citesc răspunsurile voastre în comentarii. Dacă v-a plăcut clipul de astăzi, puteți să apăsați butonul acela de like, puteți să apăsați și butonul de subscribe ca să vedeți clipurile pe care le voi mai posta în viitor. Iar noi ne vedem în curând. V-am pupat! Pa!